această dimineață avem deosebită plăcere să discutăm cu excelența sa Angela Ponomarev, ambasadoarea Republicii Moldova în Marea Britanie. Excelență, bună dimineața și vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața! Aș vrea să ne spuneți care este starea de spirit actualmente în Marea Britanie, care sunt trăirile londonezilor care deplâng acest eveniment. Aș vrea din start să menționez că una din impresiile mele cele mai puternice de când am sosit la Londra a fost, este faptul cât de respectată și iubită a fost regina Elizabeta a II-a de către poporul britanic, dar și de popoarele Commonwealth-ului, cărora le-a servit cu atâta dedicație și demnitate timp de 70 de ani. Sigur că este o pierdere enormă pentru Regatul Unit, dar și pentru întreaga comunitate internațională, deoarece maestatea sa, regina Elizabeta a II-a, a fost nu doar o personalitate excepțională, dar și un lider extraordinar și care va inspira în continuare generațiile viitoare și va rămâne în istorie ca un simbol al demnității, stabilității, unității și devotamentului. Peste tot în Regatul Unit, în toate cele patru provincii, Anglia, Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor, de la anunțarea decesului reginei și până astăzi, ziua funeraliilor de stat, au avut loc diverse ceremonii în memoria maestății sale, inclusiv ceremonii organizate de diferite culte religioase, care au demonstrat încă o dată că în pofida diferențelor tot poporul britanic, care este atât de divers, este unit de un sentiment profund de dragoste și respect și recunoștință față de regina Elizabeta a II-a. Iar prezența masivă astăzi la ceremoniile funerale a liderilor mondiali și reprezentanților familiilor regale din toată lumea vorbesc despre respectul de care s-a bucurat regina Elizabeta la nivel internațional. Excelență, știu că dumneavoastră ați avut posibilitatea să întâlniți personal regina. Aș vrea să ne relatați un pic despre această frumoasă experiență și cum ați cunoscut-o pe regina Elizabeta a II-a, dincolo de ceea ce am avut noi posibilitatea să aflăm de la TV, internet sau radio. Da, vreau să spun că pe parcursul mandatului meu am avut privilegiul enorm să interacționez de câteva ori cu maestatea sa, regina Elizabeta a II-a, în cadrul unor evenimente la care au fost invitați șefii misiunilor diplomatice la Londra. Însă cea mai memorabilă zi pentru mine a fost ziua în care i-am înmânat maesteței sale scrisorile de acreditare în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie. Vreau să menționez că procedura de acreditare a ambasadorilor străini în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este una plină de tradiții care își au rădăcinile adânc în istoria acestei țări. Este o ceremonie care se desfășoară conform unor reguli protocolare foarte stricte, care presupun că ambasadorii străini sunt escortați de la sediile ambasadelor lor până la Palatul Buckingham, unde sunt primiți în audiență de către monarhul britanic, audiență care durează aproximativ 20 de minute. Uh-huh. Anume, într-o asemenea atmosferă unică și fascinantă, am avut
imensa onoare să fiu primită de regina Elisabeta a II și să îi prezint scrisorile de acreditare. Excelență, aș vrea să vorbim un pic și despre prezența celor peste 500 de reprezentanți și lideri de state. Știu că nu au fost invitați doar reprezentanții Rusiei, Belarusului și Myanmarului. Înseamnă cumva că avem și reprezentanții Republicii Moldova la procesiunea funerară? Da, bineînțeles, Republica Moldova este reprezentată la funeralele de azi de președintele țării, doamna Maia Sandu. Așa, vreau să întreb și despre importanța relațiilor diplomatice stabilite între Marea Britanie și Republica Moldova, care este rolul acestora și care au fost acțiunile, poate proiectele care le-au marcat cel mai bine. Vreau să accentuez că anul acesta am marcat 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Marea Britanie. Și acesta este un reper semnificativ pentru a constata că pe parcursul acestor ani am reușit să dezvoltăm un dialog destul de dinamic, Marea Britanie fiind un partener foarte important al Republicii Moldova și un susținător de nădejde al țării noastre. O evoluție crucială în promovarea relațiilor bilaterale moldo-britanice a fost semnarea în anul 2020 a acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare între Republica Moldova și Marea Britanie, care reprezintă baza relațiilor bilaterale între țările noastre post-Brexit și care reprezintă o avansare și o ridicare a nivelului relațiilor noastre bilaterale, care vor continua, reglementând, reglementând practic toate domeniile de cooperare între țările noastre. Adevărul este că aceste dialoguri se desfășoară pe teren social, politic, cultural. Într-adevăr, sunt foarte multe proiecte desfășurate aici cu susținerea Marii Britanii sau proiecte desfășurate în comun. Excelență, vreau pe final să vă întreb ce am putea noi să învățăm de la maestatea sa, regina Elisabeta a II, în mod special noi, femeile. Da, deci cred că în primul rând este devotamentul față de familie. Servind poporului său, având o responsabilitate atât de mare față de țara sa, regina Elisabeta a II întotdeauna a fost alături de familia sa, fiind un echilibru și un sprijin. Cunoaștem cu toții istoria cuplului regal, care este una cu adevărat, care inspiră și care a demonstrat că există dragoste adevărată care poate dura o viață îndelungată. Și astăzi maestatea sa va fi înmormântată în capela regelui George al VI-lea, alături din castelul Windsor, alături de soțul ei, prințul Filip, ducele de Edinburgh. Da, într-adevăr, l-a pierdut cu un an și ceva în urmă și astăzi vom avea parte de imagini pe tot parcursul zilei de la procesiunea funerală a maestății. Vedem, apropo, și acum, stimați telespectatori, niște imagini în direct. Excelență, eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, vă mulțumim pentru timpul alocat. Știu că suntem în fuse orare diferite, dar pentru noi era important să intrăm în legătură directă cu noi. Vă așteptăm cu noi informații, proiecte desfășurate. Vă mulțumesc. La revedere.